De la începutul anului și până în prezent, sute de giurgiuveni s-au adresat Consiliului Județean pentru sprijine financiare. Foarte multe dintre cereri nu au fost onorate din motive încă necunoscute, însă acum, în preajma sărbătorilor de iarnă, conducerea Consiliului Județean s-a gândit să dea dovadă de generozitate. Astfel, toate cele 468 de persoane care au depus cereri pentru ajutoare financiare în cursul acestui an vor primi bani în urma unei hotărâri de Consiliu aprobată pe 21 decembrie. Înainte de a definitiva proiectul, de a le transmite Cancelariei pentru a vă convoca, am solicitat aparatului tehnic să ia la analiză toate cererile care au fost depuse în cursul anului și care nu au fost soluționate. Și în proiectul pe care vi-l supun aprobării, am considerat că pentru toate aceste persoane care se află în dificultate financiară, este corect din partea noastră să le acordăm un mic sprijin financiar, astfel încât cel puțin sărbătorile de iarnă să le petreacă într-un spirit pozitiv și propice. Giurgiuvenii cuprinși pe lista de Consiliu nu vor primi însă sumele solicitate, ci doar sume cuprinse între 500 și 2500 de lei. Cele mai mari sume se vor duce, ca de obicei, la biserici și la diferite asociații non-guvernamentale.